show me the money. Bani, 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 bani. Toată lumea vrea sau caută bani. Cred că ați auzit și prin grupul vostru de prieteni. Frate, eu nu mă trezesc dimineața pentru să primesc bani. Adică, na, trebuie să primesc bani. Bun. Mai departe, sunt persoane care asociază banii cu stări de spirit. Nu știu, de fericire sau de succes. Dar oare așa ar trebui? Banii să aducă succesul sau succesul să aducă bani? Am să vă postez două întâmplări din viața mea și împreună o să tragem concluziile. Când eram mic, îmi plăcea foarte mult sport. În speță fotbal. M-am înscris la echipa județeană de fotbal. Până la 18 ani aveam să devin capitanul echipei și cam cel mai bun jucător de acolo. La 18 ani mi s-a oferit primul meu contract de jucător profesionist. Numai că în același moment am mai primit o ofertă de la o echipă din divizie inferioară, care era mult mai avantajoasă. Copil fiind, am mers pe instinct. Am zis ok, o să mă duc acolo, câștig mai mulți bani, e ok, ce trebuie mie să... mie trebuie bani. Am ales să merg la echipa aceea și ce nu știam eu e că nu eram pregătit să gestionez momentul ăsta. Bani mulți, ani puțini. Înțelegeți voi. Și pe lângă toată această conjunctură a mai apărut și faptul că am la un moment dat m-am accidentat și a trebuit să dau uitării fotbalul. Și a trebuit cumva să-mi aleg altceva. Am mers la interviuri, numai că în mintea mea, într-una era ideea de bani. Bani, trebuie să mă duc să câștig bani, bani, mulți bani. Și am ales, bineînțeles, o meserie care mi oferea și un salariu bun, mai aveam și posibilitatea să fac tips, adică câștigam bine. Numai că, și aici o să mă leg de ce spunea George mai devreme vis-a-vis de trebuie să-ți placă în vânzări ceea ce faci. Nu făceam neapărat vânzări, dar eu mă ghidez după ceva. Dimineața când mă trezesc și mă pregătesc să plec spre muncă, pe lângă faptul că eu cânt dimineața, pe lângă faptul că mă gândesc, mă, e o povară, mi-e greu să mă duc acolo, mai vreau să mă mai duc acolo. Ei bine, când vine momentul în care răspunsul e nu, nu mai trebuie să te duci acolo, e momentul în care eu și acționez și nu mă mai duc acolo. Și am renunțat. Și așa am ajuns să aplic în alte părți și am zis să mă orientez către un alt domeniu. Și am mers pe domeniul bancar. Nu mai sunt bani mulți, dar sunt acolo. Îi știi că sunt acolo în bancă. Și am avut, cred că, unul dintre cele mai tari interviuri, pentru că a fost atât de transparent și mi-a inspirat atâta încredere. Adică gândiți-vă că interviul meu a decurs, a fost persoana de la HR, a fost directorul general al băncii, a fost persoana de dezvoltare de produs și la sfârșit m-au pus să dau și un test. Eu trebuia să țin practic 3 interviuri diferite, le-am susținut pe toate în aceea zi. Ba chiar, știu că la un moment dat mi-au zis așa, fii atent, tu dacă te apuci și faci pașii ăștia, în 6 luni de zile vei fi acolo. Peste un an de la cele 6 luni vei fi acolo. Am respectat cu strizete tot ce mi-au spus ei, eu m-am ținut de cuvânt și ei s-au ținut de cuvânt. Toți prietenii mei îmi spuneau, cum să stai acolo, deci să stai acolo pentru banii ăia, că, nu știu, eu poate câștigam 50 de lei la un comision, alții câștigau 500 și toată lumea îmi spunea, mă, pleacă, du-te, sau cum mai zic alții, cere-le, mă, mai mult, cere-le mai mult. Nu eram genul, eram mulțumit cu ceea ce făceam și asta conta mai mult decât toți banii din lume. Concluzia mea e... banii nu sunt întotdeauna totul și poate că da, sunt importanți și pentru cea mai multă lume sunt importanți, însă alegerile în viață nu trebuie să fie mânate de dorința de bani. Banii, din punctul meu de vedere, nu trebuie să fie un scop, un ideal. Banii trebuie să vină ca o consecință, mai degrabă, a faptelor și lucrurilor pe care noi le facem.